În acest video vom vorbi despre durerea dentară. De ce apare durerea dentară și care sunt principalele tipuri de durere pe care poți să le experimentezi. Nu în ultimul rând, o să-ți explic de ce durerea dentară nu trece niciodată la sine. Sunt Dr. Andrei Constantinovici, fondatorul Clinicii Denta Plus, locul unde construim o comunitate de zâmbete frumoase și sănătoase. Facem lucrul ăsta prin utilizarea unor tratamente și a unor tehnologii de ultimă generație, la standarde internaționale, cu o echipă de medici specialiști, oferindu-vă informații medicale pe înțelesul tuturor. Dacă ai dureri de dinți, de scurtă sau de lungă durată, la rece, la cald, la dulce, mai mult ca sigur te va interesa acest video, așa că rămâi cu mine câteva minute. În primul și în primul rând, de unde vine durerea dentară? Ce vreau să înțelegi este faptul că dintre nu este un organ mort. Poate să pare el un organ dur și extrem de stabil, însă în realitate, în interiorul dintelui există o cameră, așa numită camera pulpară, unde există un mix de vase de sânge care aduc nutrienți către dinte și, cel mai important pentru subiectul nostru de azi, există și un filet nervos. Un nerv care în mod normal este protejat de mediul extern și nu doare, dar atunci când scutul este deteriorat prin subțierea smalțului sau prin apariția unei probleme carioase sau unei probleme infecțioase, nervul este afectat mult mai ușor de stimul din exterior și doare. Hai să vorbim despre câte tipuri de dureri există. În mare, voi vorbi despre 3 tipuri de dureri de dinți, și anume hipersensibilitatea dentară, care e o durere de scurtă durată, care apare la stimul care în mod normal nu ar provoca durere și dispare odată cu dispariția stimulului. Acest prim tip de durere apare în special la stimul cum ar fi băuturile foarte reci sau foarte calde, spre deosebire de tipul 2 de durere, care apare la stimul dulci, la alimentele dulci. Această durere este de durată un pic mai lungă, de obicei durează până când pacientul își realizează o igienizare și dispar absolut toate resturile alimentare dulci din cavitatea orală și caracterizează cariile. Deci dacă dintele vă doare la dulce, de obicei aveți o carie. A treia durere este una pe care cu siguranță nu o veți ignora, deoarece se caracterizează prin o afectare mult mai gravă a dintelui și mai ales a nervului din interiorul dintelui. Ce se întâmplă? În momentul în care procesul carios avansează, el distruge întâi smalțul, apoi țesutul de desubtul smalțului numit dentină și în cele din urmă ajunge la nerv. Odată atins, acest nerv suferă inițial un proces de inflamație care e foarte, foarte neplăcut pentru nerv. De ce? Această cameră în care se află nervul în interiorul dintelui este ca o garsonieră. Nervul e destul de restricționat din punct de vedere al spațiului. Orice proces inflamator din organism se caracterizează prin un așa numit infiltrat inflamator, adică ajung în zona de inflamație multe celule și creează o congestie, o umflătură. În cazul unei inflamații care se produce, de exemplu, la nivelul obrazului, această umflătură devine vizibilă pentru că obrazul este un țesut moale și congestia poate să se exprime, obrazul se umflă. Însă în interiorul dinților, vă vorbeam de această garsonieră cu pereți rigizi, procesul de umflătură nu se poate exterioriza și atunci ceea ce se întâmplă este creșterea presiunii în interiorul camerei pulpare, nervul este expus unei presiuni foarte mari, prin urmare doare. În cele din urmă, nervul care suferă foarte mult ajunge să și moară. Deci după o perioadă în care dintele a durut foarte tare și pacientul este ușor disperat din cauza durerii, s-ar putea să aibă surpriza ca durerea să dispară. Țineți minte însă că la începutul videoului v-am spus că durerea de dinți nu trece niciodată singură. Această perioadă de calm este doar temporară, pentru că următoarea etapă o reprezintă infectarea țesutului nervos mort, care va duce la crearea unor probleme și mai mari. De obicei, infecția depășește strict spațiul intradentar și trece în osul din vecinătatea dintelui. Stadiul ăsta se cheamă parodontita apicală și se caracterizează printr-o durere foarte, foarte mare. De obicei, în faza asta nu mai funcționează nici antiinflamatoarele și pacientul este nevoit să se prezinte la stomatolog.
În mod ideal, pacientul ar trebui să se prezinte la stomatolog încă din fazele inițiale, încă din stadiul 1 de durere, pentru că hipersensibilitatea dentară, deși este foarte ușor trecută cu vederea, poate să semnalizeze instalarea unor afecțiuni dentare mult mai importante, cum ar fi grefarea unor carii pe smalțul subțiat sau chiar și retracții gingivale declanșate de afecțiuni cum ar fi boală parodontală sau bruxism. Bonus! Există și un al patrulea tip de durere dentară, de data asta dată nu neapărat de nervul de care vă vorbeam mai devreme, ci și de țesutul parodontal. Complexul parodontal, adică ligamente, gingie și os, care țin pe poziție dintele, se poate îmbolnăvi de sine stătător, chiar dacă dintele în sine nu are o carie sau o afectare bacteriană. Această inflamație la nivel gingival se manifestă prin disconfort în primă fază și poate să ajungă la stadiu de durere foarte neplăcute, de durere acută, mai ales în fazele de absces dentar. Așadar, așa cum ați văzut, durerea dentară nu trece niciodată de la sine. În momentul în care apar problemele dentare, ele practic sunt o stradă cu sens unic și nu fac decât să se accentueze în timp, chiar dacă uneori pot să apară perioade de calm. Este, repet, un calm fals, este un calm temporar care ulterior se va traduce prin faze foarte, foarte acute din punct de vedere dureros. Mai mult, spațiul interdentar și spațiul din jurul dintelui comunică prin niște canalicule foarte, foarte fine și nu este rară situația în care infecția sau inflamația dintr-unul din cele două spații să se transmită către celălalt. Deci pacienți care s-au îmbolnăvit de afecțiuni parodontale pot să ajungă la un moment dat să sufere și de afecțiuni în interiorul dintelui și atunci durerea se acumulează, devine mai greu de diagnosticat și de tratat pentru că pacientul nu va ști exact să explice medicului tipul de durere și simptomele vor fi mai greu de identificat și de citit de către medicul stomatolog. Prin urmare, nu lăsați durerea să evolueze și prezentați-vă la dentist la cele mai mici semne de durere. Dacă te dor dinții, mai mult ca sigur ai nevoie de ajutorul unui specialist, așa că te așteptăm în clinica Denta Plus pentru a rezolva problema cât mai rapid. Și dacă încă nu ești hotărât, dar vrei să rămâi la curent cu cele mai recente informații din lumea stomatologică, dă un subscribe la canalul nostru de YouTube și intră în comunitatea Denta Plus.